Colegiul Tehnic Petru Mușat împreună cu Seminarul Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava au organizat un moment cultural în cinstea Zilei Naționale și a Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României Mari. Evenimentul organizat în colaborare cu Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Mănăstirea Dragomirna și Parohia Șcheia 1 s-a desfășurat în sala de protocol a Colegiului Tehnic. Invitatul de onoare a fost înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Cinstim și ne bucurăm de Ziua Națională a poporului nostru, a țării noastre, în 3 decembrie. De această sărbătoare, noi legăm și persoana Sfântului Apostol Andrei, pe care cinstim în ajunul sărbătorii naționale. Cultura poporului nostru, spiritualitatea poporului nostru, limba poporului nostru, obiceiurile poporului nostru, viața noastră personală a întregului popor sunt legate de această persoană, sunt Apostol Andrei, sigur, de cuvântul Evangheliei pe care el l-a vestit strămoșilor noștri. Manifestarea a fost moderată de părintele Paul Valenciuc, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Astăzi, atunci când s-au adunat atât de mulți tineri să comemoreze pe cei ce au trecut, pe cei ce au știut să-și pună trupul, viața, credința și nădejdele în împlinirea visului de viacuri a neamului românesc, rămâne totuși o urmă de speranță că neamul românesc va dăinui și se vor împlini încă ani și ani în care să prăznim realizarea României Mari și probabil rămâne în continuare visul de a revedea România Mare. În cadrul evenimentului a fost susținut un moment muzical realizat de elevii colegiului și ai seminarului teologic. De asemenea, s-a vizionat o prezentare PowerPoint ce a arătat aspecte din unirea Bucovinei cu România, dar și activitatea Sfântului Apostol Andrei în Sciția Minor. Noi, cei de la seminarul teologic, ne-am gândit să aducem un prinos de mulțumire, să marcăm un moment festiv, amintindu-ne de cei care înainte de noi au luptat, au mărturisit, au suferit, uneori chiar s-au jertfit pentru ca noi, cei de astăzi, să fim liberi și uniți în Hristos Domnul, singurul care ne poate garanta libertatea și unitatea noastră. Și amintindu-ne de exemplul lor, să le urmăm credința. Evenimentul cultural a fost întregit de expoziția de icoane și miniaturi intitulată Imaginea care unește, sub coordonarea stavroforii Macrina Săucinițan, stareța mănăstirii Dragomirna.